Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ce fac băieții și bine ați venit la primul clip cu FIFA 18. Astăzi o să vedeți cum puteți să luați jocul, să-l downloadați înaintea tuturor. El a fost anunțat prima dată pe 15 septembrie, însă, după cum o să vedeți în minutele următoare, data aceasta s-a schimbat și o să puteți să jucați jocul pe 12 septembrie sau poate și mai devreme. Ceea ce trebuie să faceți, băieți, este foarte, foarte simplu. Vă duceți pe Store, pe Xbox One, dacă aveți Xbox One, o să vă explic după aia cum e treaba și cu PS4. O să scrieți FIFA 18, vă duceți la 20 de Jumbo Premium Packs și după ce selectați pachetele, o să puteți să vedeți și jocul FIFA 18 demo. După aceea, după ce ați selectat jocul FIFA 18 demo, o să puteți să dați scroll în jos și o să vedeți că este disponibil pe 12 septembrie. Acum, pentru partea care o să vă placă cel mai mult. Cum să faceți să aveți o șansă să jucați jocul chiar mai devreme de 12 septembrie? Țin să vă zic, această șmecherie între ghilimele a funcționat la FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, dar la 17 n-a funcționat, însă există o șansă mare să funcționeze la 18. Tot ce trebuie să faceți, băieți, este să vă duceți la setări la Xbox One și să schimbați locația consolei voastre, să o puneți pe New Zealand. Astfel pe Noua Zeelandă. Astfel o să puteți să jucați jocul înaintea celor din UK, din Marea Britanie, din Statele Unite ale Americii. O să puteți să fiți primii care jucați jocul. Dacă sunteți pe PS4, atunci o să vă trebuiască un nou cont cu adresa de New Zealand. Pentru că pe PS4 nu poți să schimbi locația consolei, ține totul de cont. Acolo o să mai dureze vreo 5 minute până realizați voi, până construiți contul respectiv. Deci băieți, cam atât pentru astăzi. Sper să fie corectă treaba cu New Zealand. Cum v-am zis, FIFA 14, 15, 16 a funcționat la 17. Nu, sper să fie ok pentru FIFA 18 și să putem să jucăm jocul chiar mai devreme de 12 septembrie. Nu uita să lași un like dacă abia aștepți seria cu Alex Vânătoru pe canal. Mersi că te-ai uitat. Ne vedem la viitoare. Pa, pa!